O am în această dimineață alături de mine pe Ioana Matei Radu, actriță și PR la Teatrul Independent Arte del Anima. Bună dimineața și bine ai venit la noi! Bună dimineața, bine te-am găsit! Și știu că n-ai venit fără vești bune. Titlul ar fi Let's Start Reading, ceea ce mi se pare foarte fain, pentru că voi faceți lucruri extrem de interesante. Despre ce este vorba? Proiectul Let's Start Reading este ultimul pe acest an din seria proiectelor dedicate tinerilor și copiilor pe care Asociația Arte la Anima le-a implementat anul acesta, adică toate proiectele pe care noi le-am făcut anul acesta sunt dedicate copiilor și adolescenților. Dar de data aceasta, fiind luna decembrie, ne-am gândit cumva să mergem și către zona copiilor instituționalizați, care în această perioadă au nevoie și ei de atenție, de iubire, de dăruire, de, nu știu, să simtă că e cineva acolo și pentru ei. Așa că Let's Start Reading este un proiect finanțat în cadrul programului Start Angel, lansat de Kaufland România și implementat de Asociația Export Tomorrow. Noi, în cadrul acestui program, am mai avut două proiecte, unul dedicat tot acestor copii instituționalizați din cadrul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Sectorul 1 în 2019 și anul acesta am mai avut un proiect tot pentru copii cu școala 27 de aici, de lângă noi. De data aceasta, aș vrea să te întreb în ce centre ajungeți mai concret? Două centre fac parte din acest proiect, două centre care, cum am spus, aparțin de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sectorul 1, cărora vrem să le și mulțumim pe această cale, că au fost foarte deschiși la propunerea noastră. Centrul Sfântul Ștefan și Centrul Sfântul Iosif. Bănuiesc că pentru a fi în cât mai multe centre, de exemplu, că tot este subiectul discuției de astăzi, aveți nevoie și de voluntari. Ce le poți transmite tinerilor ascultători, pentru că ascultătorii noștri sunt extrem de tineri, despre voluntariat, Ioana? Eu personal pot să-i îndemn să facă voluntariat, în primul rând pentru că învață foarte multe lucruri care le vor fi utile în absolut orice domeniu în care vor lucra pe viitor, în al doilea rând pentru simpla întâlnire cu oameni.